Primarul Ion Lungu face de ceva vreme apel la agenții economici și la populație să își plătească taxele și impozitele locale, întrucât datoriile sunt destul de mari. Cetățenii însă, la rândul lor, se plâng de faptul că programul la ghișee este doar până la ora 14, iar mulți dintre ei nu pot ajunge în timp util la instituția suceveană din cauza faptului că sunt la serviciu. În acest sens, edilul Ion Lungu a fost întrebat de jurnaliști dacă nu se poate ca, măcar o zi pe săptămână, programul la ghișee să fie prelungit sau să se desfășoare după amiaza. Scazuri punctuale, eu nu cred că astea se spună probleme. Scazuri punctuale, iar un om, dacă am plătit taxa primăriei, vin la prima oră. Nici nu putem să fac programul pe fiecare cetățean. Nu, dați-mi voie să am un punct de vedere, mai ales că vin din lumea economică. Nu pot să fac programul la primărie pe fiecare cetățean cum vrea el să vină. Ghișeul deschis la ora 8 dimineața, se vine, dacă este o problemă, este și primarul aici, este disciplină de casă. La ora 2 se închide primăria, se face inventarul, se predau banii la caseria centrală. Nu putem juca cu banii așa. Ritmul de încasare a taxelor și impozitelor locale lasă mult de dorit anul acesta, mai ales în privința obligațiilor fiscale ale agenților economici, unde noile prevederi ale codului fiscal au cam bulversat contribuabilii.